Echipa de volei Steaua București pregătește noul sezon competițional la munte. Jucătorii lui Silviu Oancea se află în cantonament de 10 zile la cheile Grădiștei și speră să-și depășească performanța de anul trecut când au terminat în primele 4 locuri în campionat. Cum decurge pregătirea? Ne-am pregătit până acum destul de bine. A fost destul de grea perioada pentru că venim după o pauză destul de lungă, dar totul a decurs bine și sperăm să continuăm la fel. În campionat, obiectivele anul acesta trebuie să fie mai mari decât anul trecut, nu? Vă dați seama, față de anul trecut, noi anul ăsta sperăm să luăm o medalie și suntem încrezători că vom lua. Ce ar trebui să aibă în plus Steaua față de anul trecut pentru a reuși mai mult? Avem în plus 4 jucători noi, care sper să aducă un plus echipei, deoarece anul trecut am fost o echipă formată 100% numai din români. Anul acesta am mai adus încă 4 jucători străini. Sper ca acesta să fie plusul echipei și să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele. Vacanța s-a terminat, începem treaba și privim cu multă încredere spre noul sezon. În această vară, roșialbaștri s-au întărit cu 4 jucători străini. Este vorba de sârbii Radunović Balsa și Ivan Kostić și muntenegrenii Dușan Lopar și Nicola Lakcevic, care acum se află la echipa națională. How did you start playing volleyball? I start after one injury. With volleyball, I had 18 years actually, and I play first in Serbia, after France, Greece, national team, Dubai, and now I'm in Steaua. I start when I was very young, like 9 years old. My father sent me to play volleyball, and I liked it, so that's how I started. So now I'm almost 30 years old. I started volleyball also when I was very young. From 9 years I didn't change, so I stayed in volleyball until now. How is the accommodation here at Steaua Bucharest? The club really provide everything to us and all conditions for good work. We have a good team and we want to prepare body and mind for the start season. Everything is really best, so we expect to continue like this during the season. What do you think you can achieve with Steaua Bucharest in this season? I know Steaua, I know these guys, I know the team, and I think all of us came here to upgrade the team from previous season, so we expect to be better. Now we also play European Cups. We will try our best to stay highest in the ranking, what is possible. I think we have a good team and we have a goal to be in the fourth. Antrenorul Silviu Oancea este convins că acest cantonament la munte le-a prins bine tuturor jucătorilor săi și este convins că sportivii din spațiul ex-iugoslav vor aduce un plus formație pe care o antrenează, atât în campionat cât și în cupele europene. În sezonul trecut, roșialbaștrii au terminat pe locul 4 în campionat, iar așteptările pentru sezonul care urmează sunt mult mai mari, atât din partea jucătorilor, cât și din partea fanilor Stelei. Cum a fost acest cantonament la cheile Grădiștei? Jucătorii erau mulțumiți, spuneau că de mult timp n-au mai făcut un cantonament la munte. Eu am considerat că este nevoie pentru anul în care va urma și pentru cât de greu ne va fi. Este o locație extraordinară pentru ceea ce ai nevoie, adică există sală de sport, sală de forță și stadion, exact ceea ce facem în această perioadă. Cum s-au integrat noile achiziții? S-au integrat bine. În momentan nu facem foarte multe antrenamente în sală pentru a vedea și nivelul lor voleibalistic, dar din punct de vedere al grupului au fost bine acceptați. Cu ce vor veni în plus acești jucători sărbi? În primul rând cu experiență, cu spiritul de luptă, pentru că știm foarte bine cum se manifestă în momentele cheie din meciuri, cu un ridicător Kostić care are anumită valoare și care poate prin experiența și prin ceea ce știe să imprime un joc mult mai în viteză și mai variat. Nu că Dumitru, care este ridicătorul lotului național, nu ar face-o, dar sunt stiluri puțin diferite și stiluri de gândire diferite pe lângă ceea ce fac în teren. Cum veți reuși să creșteți nivelul de joc anul acesta? Anul acesta va fi un an mult mai dificil, pentru că dacă anul trecut am fost o surpriză a campionatului unde nimeni nu dea o șansă pentru a juca în cupele europene și a veni în play-off, anul ăsta trebuie să confirmăm, este un an mult mai greu și echipele toate s-au întărit și noi, bineînțeles. Vedem cum vom gestiona momentele cheie, pentru că într-un campionat momentele cheie sunt cele care fac diferența la nivel valori egale. Ce turne amicale veți avea până la începerea campionatului? Ca și meciuri vreau în primul rând să facem, având în vedere că sunt multe echipe în București cu care pot face meciuri test, să avem un meci test de genul ăsta, după care în perioada 16-18 vom pleca la Galați pentru un turneu amical. Din ce am înțeles, va fi Steaua Galați, Universitatea Craiova și Voivodina Novi Sad, o echipă foarte puternică de Champions League din Serbia.
iar după ar urma un turneu la Zalău cu Steaua Zalău, Craiova și Cluj. Deci cam asta ar fi, să zic așa, în linii mari, creionat pe programul celor test. Campionatul urmează să înceapă pe 9 octombrie, într-un meci împotriva celor de la Rapid.